Ce înseamnă să cere? De ce am eu am decis azi să depun cererea demisiei din funcție de secretar general. E o decizie pe care eu o frământam mai mult timp, totuși am considerat că a venit timpul să o iau. Din cauza că presiunea politicului asupra secretariatului este inadmisibilă, este extrem de mare, eu nu vreau ca să fiu ridicat cu bătăi în ușă și adus la serviciu să aduc în panică copiii și familia. Deci pentru mine asta e decizie personală, vreau să scot presiunea deasupra familiei și deasupra secretariatului. Colegii mei știu datoria foarte bine și am experiență politică, de asta știu că lucrurile pot fi făcute și altfel, nu prin soluționarea lor, prin intermediul secretariatului. Eu sper că lucrurile se vor normaliza, dar pentru a evita această presiune asupra mea personală, asupra secretariatului, consider că este mai bine să îmi dau demisia. Mai ales că este un lucru regretabil, faptul că se știe foarte bine că prerogativele secretarului general ajung în condițiile când nu este secretar general, când nu este speaker a Parlamentului, sunt aproape nule. Da? În conformitate cu documentul prin care la mine, mie mi s-au transferat o serie de responsabilități, este foarte clar delimitat și limitate funcțiile care îmi revin. Toți deputații asta știu și în ciuda acestui fapt noi am fost în permanență sub lovitură și invitați, arătați, filmați, presați și prezentați ca persoane care sunt cumva pertinente sau, pardon, pertinitoare, pardon, da, sorry, pentru emoții. Asta ar fi situația și consider că în condițiile actuale este mai corect să fac un pas înapoi, să las lucrurile să decurgă. Secretar general adjunct. Dacă ați avut discuție cu domnul Candu sau cu altcineva din Parlament? N-am discutat cu nimeni, este o decizie pe care mi-o asum plenar. Nu vreau să fiu implicat în toată crengătura care se face acum. Lucrurile pot fi, trebuiau poate rezolvate altfel. Nu atâta timp cât sunt secretar, încă funcționar public, până luni, nu voi depune cererea asta la Departamentul Resurse Umane. Nu vreau să fac declarații care cumva ar fi considerate foarte viitoare. Domnul Clip, dumneavoastră sunteți și fost ambasador. Cum comentați? Nu comentez. Nu, îmi rezervez dreptul să fac comentarii mai târziu. Da, tot nu voi face diferență la ele. Și ea? Urmăriți presa, veți vedea că noi am fost în permanență. Vin să întrebați, presați, catalogați, etichetați și așa. Este vorba de mai mulți oameni, despre mai mulți secretari, funcționari în cadrul Parlamentului? Nu, serviciile de Parlament, care își sunt invitate, rugate să facă lucrurile care pot fi. De ce parte asta nu va fi subiectul discuției. Ok, asta e tot. Cum se numea funcția dumneavoastră, secretar general adjunct al Parlamentului? Vă dăi și dat stavcul, da? Da, nimeni la demisie. Asta e copia originală, dar... A moșii n-ați vaci vașa pricină? Paruschi. Secretar general adjunct al Parlamentului. Igor Clipi, fost ambasador. Unde? Nu este adevărat. Da, nu știu unde era ambasador. Undeva în Europa. Aha. Era colecția Rebrian împreună. Aha.